Deci subiectul numărul 6. Privire la alocarea mijloacelor financiare din bugetul raional. Deci, domnul Rău. În primul rând, la subiectul dat, eu cred că punctul 1 trebuie de modificat prin introducerea de aprobat soldul de anul 2020. Noi, în primul rând, noi nu știm care este soldul. Și deci, în primul rând, punctul 1. Se aprobă soldul pe anul 2020 și ulterior, ca punctul 2, deci ca să nu mergem noi cu 27 de puncte, să mergem. Domnul Cosmin. Azi, soldul trebuie să aveți executarea bugetului și raportul. Și raportul. Bine. Deci, eu ar vrea să întreb... Aș vrea să întreb de întâi avizul comisiei și să vorbim la comisie și ce dai. Da, eu ca președinte să informez pe doamna Emilia. S-a pus la vot de 7 membri, 3 au votat negativ o dată vis și 4 pozitiv. Adică, nu, nu e pozitiv. Doar că era în toată de la ziua, adică așa vorbim și cu doamna Romă, că era în față, că a spus, este procedură. Trebuie să examinăm de executarea bugetului de anul trecut, să aprobăm soldul și primul merge la alocări pe bani cum se face aici. Nu se discută că e corect finanțele și ca și cercare și atare primării să duc. Că rog, nu avem. Este deja creat o majoritate, parte, s-au opus și votul și ați votat de tot. Dar asta nu ținem procedură. Am mai spus o dată cu ședința cei care au fost pe 25 decembrie. Nu eram votrezi nici noi pe 28, să votăm în bugetul, tot era normal. Trebuie procedura pe... Că vedeți, noi ședința asta nu a spus nicio votă și tot e provocat-o de consilier. E ilegal să o faci pozitiv, dar președintele a refuzat să o faci. Deci am să mă după lege. Acum a fost invers. Și eu, asta mă spunea cu frământ. Mă rog, spune că voi tot încălcam, și dar dați și voi ce mai bun. Voi, dacă noi eram deși care încălcam, voi să ieșiți după lege. Bine, bine, mulțumim. Mulțumim. Eu vreau să dau o clipă, domnul consilier, ca să unele întrebări să-i scoate de pe agenda. La subiectul respectiv, la ședința comisiei, fiind și eu membru comisiei, am solicitat de la doamna Olga soldul oficial. Cu greu, dar mi-a spus. Soldul disponibil este de 30.931.090 lei. Am zis liniște. Liniște, vă rog frumos, ascultați, aveți răbdare și ascultați. Am solicitat și datoriile, să știm, pentru că sunt datorii care suntem obligați să le avem în vedere la distribuirea soldului. Deci, datoriile mi s-au comunicat, sunt 13 milioane, datoriile cele care ferestre, datorii istorice. Și domnul președinte a mai adăugat 17 milioane. Asta e cu Grușova. Am întrebat pe doamna Volga, aici 17 milioane nu figurează la noi datorii, nu sunt raportate ca datorii, colează procedură. Și de ce și-am propus, și la ședință am propus domnul Lacu, ca să fie prima întrebare, să aprobă soldul excedent, fiindcă la noi soldul excedent, e pozitiv, format la data de 1.1.2021, constituit în rezultatul executării bugetului regional pentru anul 2020, în sumă de 30.931.090 lei. După aceea s-a mai dat o propunere, deja la punctul să alocă din contul mijloacelor și mai departe 150.000 pentru primăriei Răsăceni, de modificat de la ceea ce e pus aici pentru procurarea plaselor sudași pentru betonarea drumului, la iluminare. Și o s-o pătit că asta mi-a exigent întrebare la primarul. Acolo vă spus asta cu este de 250, da? De 200, da. 200 de și este propunerea de a modifica suma aceea și mă modifică destinația.
Da, poftim, domnul Bolonu. Suntem aici, avem tot schema și suntem față de colegii noștri. Este o problemă care eu am încercat din calitate de președinte. Comit alocarea de resurse financiare telefonice. Deci, pentru noi era atunci important ca toți primarii, indiferent de apartenență politică, să fie, să fie tratați ca atare. Deci, nu contează că e în Mașcă, că e în Vasa de Grei, că e în Jăbrin, Dolina și așa mai departe. Toată lumea de acolo sunt cetățenii Raionului Ciulet. Și în acest context, deci dacă analizăm frumos toată asta, eu nu văd niște primării care în fruntea lor sunt primarii de la Partidul Democrat. Și aici chiar aș vrea ca Consiliul Raional să ia o... Deci, colegii noștri, să vedem, să aprobăm prin, nu știu, care ar fi. Noi nu avem demersuri la primarii de la Dezea, nu știu, nu le-am văzut, nu le-am studiat, ce e problemă. Să o primară, să o primară o clipă. Te rog, frumos, că-i... Și aici ar vrea ca să fie pus, suplinit proiectul de reședință în față, că avem niște măsori care ne-ar permite să alocăm cel puțin 150 de mii la fiecare primărie în așa mod. Și de acord, și așa e, colier, și de acord cu mea. Deci, să vedem... Nu! Ca și în funcție de proiectul pe care... Care, da, care, de acord cu mea. Vă zic, eu vă zic un lucru, am un problem. Deci, în, de la următoarea... Nu țineți că l-am ridicat, nu are cum să spun așa. Eu am văzut să vă rog. Reușim din faptul că eu am fost inițiator semnării acordului de parteneriat cu Consiliul Județean Neamț. Astăzi eu sunt acolo, lucrez acolo, acolo trăiesc. Și am să merg cu un demers personal în calitate de consilier care n-am, pentru a fi alocat din soldul, din mijloace financiare a Consiliului Județean Neamț, 50.000 de euro pentru primăria Pașcani, pentru școala care eu am fost, împreună cu domnul primar, am fost cei care am zis că acel sat trebuie să aibă școală. Și în momentul în care am să obțin acea cofinanțare de la Consiliul Județean, care a să transfere banii Consiliului Raional Criulei cu destinații speciale, deci transferul să fie efectuat la Consiliul Raional cu destinația specială, deci pentru școala de la Pașcani. Aici e chestie că noi nu prioritizăm problemele raionului. Deci noi mergem așa, galopam pe Europa. În loc noi să identificăm problema care am zis-o de milion de ani, că avem orașul Criulet, nu are stație de curare și stă și putrăzește niște echipamente acolo de câțiva zeci de ani și noi stăm cu banii în țor. Ce așteptăm? Să ne iei guvernul, să zic că cristal excepțional și statul nu are bani să ne iei? Asta așteptăm. Asta și este obligativitatea președintelui raionului să inițieze și să execute buget în interesul locuitorului. Atâta vreau, dar nu știu, cine de la Comisia Buget și Finanțe. Se, ori facem o pauză de mai multe, da? Da. Ori, dar eu trebuie introdus pe ordine de zi. Punctul... Ce slavă tu, noi caut să niște, să le facem noi niște abate. Pentru care ordine zi au fost făcut? Da. Să votăm așa. Care nu știu? Mai am mai trecut și dați ordine zi. Care, nu, dar eu zic, nu vă mulți dacă ne-am ajuns la punctul, da? Aici se discut deja. Deja aici se discut. Nu te spun ce vreau să care este propunerea? Să producem propunerea. Ești pe... Consilierii și-ar trebui luat documentul să comandă. Da, domnule. Da, mă iertat, domnule. V-am întrebat cu timp. Eu în acest proiect de decizie, în primul rând, nu am fost întrebat toți consilierii și nici consilierii de fracțiuni. Eu, probabil, că nu am fost.
Eu nu văd acele 30 milioane datorii în acest proiect, dar s-au știut, ele sunt și la sigur s-au știut, ele sunt. Nu sunt publicate, excluzează funcționele de zonare. Sunt, nu sunt, nu mă interesează. Acești 7 primari care sunt într-adevăr în sală dată, de la, sau 8 primari, de la Partidul Democrat, ce dacă sunt de la Partidul Democrat? Ei nu au locuitori în spate? Sau ei nu, aici le invocă că nu au fost primării care nu au fost finanțate în anul 2020. Ba da, au fost, jumătate din ei au fost și sunt finanțate și la bugetul de stat cu milioane de lei. De ce? Ați spus că supliniem și bugetul primarilor celălalt 150.000. Care criterii? De locuitori? Dar toate loc criteriile care s-au depus proiecte, într-adevăr, primarii cei muncesc acolo. Nu așteaptă la Consiliul Anual câte 100-200.000, dar muncesc. Și acum, eu iau exemplu la toți primarii care au fost la PD. Și Micreș, și Pașcan, și Izbă, și Depun. Dar Pașcana, câte proiecte au depus? Acum, și primarii, toți primarii de la PD depun proiecte, dar ceilalți ce fac? Da, depun și ei. Dar trebuie să fie și ei luați în calcul. De exemplu, eu localitatea mea și sigur și ceilalți primari sunt aici. Localitatea noastră, anul ăsta, au depus două proiecte în sumă de 4 milioane de lei. Dar nu am avut nicio contribuție. Când au fost în teritoriu domnul președinte împreună cu echipa sa, s-au semnat acolo toate problemele, am spus că am depus proiectele astea, că avem nevoie de o contribuție care este în sumă de 960.000 de lei. Am făcut două demersuri cu 300.000 la ambele proiecte pentru contribuție. Nu au fost luat în calcul. De ce? Anul trecut au spus că au fost finanțate Izbăștia cu 500.000 la punctul medical. Păi nu au fost finanțat primăria Izbăștia. Au fost primanțat tot Consiliul Rănal, Centrul de Sănătate. Noi fost, deși au spus pe umerii primarului Centrul cel de Sănătate, el vine în susținerea și în ajutorul care l-a făcut pentru Centrul de Sănătate. Dar nu ca să-l construiască până la sfârșit primarul. Unde sunt în proiectele astea de decizii finisarea oficiului medical, care până acum o să cheltuie 52 milioane de lei? Rămâne așa? El o să distrugă. Stimați consilieri care ați făcut proiectul dat de decizii. Ați știut că este așa un sol? Ați știut. De ce nu ați introdus problema stringentă a Consiliului? Nu a noastră, nu a primării, a Consiliului, pentru că dumneavoastră sunteți fondator acolo. Mulțumesc. Eu vreau să mă expun, să vă spun foarte. De acord 100% cu dumneavoastră și vă explic. Încă o dată, solul și datorii cu greu astăzi, în timpul ședinței comisiei. Și dacă ați tras atenție din cifrele care nu deja v-am spus și datoriile și solul și mai departe, rămân încă bani. Și nu o să fie o discriminare între primari absolut deloc. Toți primari o să fie echitabil, s-a făcut în măsurile posibilităților și din noi, și din noi toți votăm lucrurile astea. Și domnul președinte ați propune și întrebările care au fost pe anul trecut, vă rog, nu în adresa noastră. Fiindcă majoritatea respectivă s-a format mă de mult. Și suntem foarte, eu să o depun, suntem foarte, de numele, pun din numele majorității. Suntem foarte cu gânduri, cu atitudini bune față de toți primarii echitabili. Din diferite criterii, și numărul de populație, și problemele stringente, și proiectele care tot asta trebuie și de amalgamat din jur, și apoi de urmă de oferit între primarii. Da, poftim. Băiată, domnul președinte, împreună cu echipa sa, s-au notat în Cărnițău cele mai stringente probleme. La toate primăriile. Și vreau să spun, dacă aici, în lista asta, este vreo problemă stringentă în localitățile care au fost domnul președinte, și dacă ea se regăsește aici, că majoritatea proiectului ăsta văd trotuare, florișele, bardurile și nu știu ce mai și acolo. Dar nu văd acoperișul care curge, cazanul care stricat, de la grădiniță, de la școală, sau contribuții la unele proiecte. Foarte rar să vede, una sau două primării. Dar floraș, florișele. Eu mă înțeleg, mulțumesc. Eu vă răspund la întrebare. Pe astăzi am avut să pun o întrebare domnului Șuchite, anume ce a spus dumneavoastră. Că noi eram la curent cu unii primării.
Însă, din păcate, de la ședința Consiliului de noi, din careva motive, o plecat mai devreme. Și întrebarea respectivă, nu am avut posibilitate să depun ca să o punem, spunem pe ceva este urgent și de asta au fost intenții bune de partea noastră, dar nu au fost realizate din partea tehnică. Nu era chiar tot 5 minute, 10, așa că nu, eu nu știu. N-am plecat, tu faci președintele plecat la ședință? Eu am spus, poate... Adică eu am stat toată ședința și am rămas să votez. Și dacă v-a părut întrebare de parcurs, atunci nu e nicio problemă. Vreau să spun un lucru, stimați colegi. Acest fond iese și o activitate pe Consiliul Președintelui de la anul trecut. Eu s-au acumulat niște bani. Aceea ce spuneți în diversul din primul, prima întrebare, stați puțin. Nu iese nimic de glumit. Nu iese nimic de glumit. Aici fondul este creat la sfârșitul anului. În acest an, la anul 20, banii la sfârșitul anului au rămas la Consiliul Raional. De la învățământ, de la alte instituții. Deci ei s-au acumulat. Noi, când fondul l-am aflat, după finalizarea anului financiar, adică după 31. Vreau să spun altceva. În toate primăriile sunt probleme extrem de mari. În instituții de învățământ, în educație, în sănătate și așa mai departe. Toate aceste probleme sunt luate la evidență. Dar ne-am pomenit paralel cu foarte multe demersuri. În total, astăzi, doar demersul, cred că la cifrează la 30-40 de milioane. Și nu s-au luat în considerație deloc întrebările strigene care ne-au discutat. În cazul când noi alocăm bani sub forma care este astăzi propusă, este o greșeală. Noi cum veneam la ședința ordinară a Consiliului Raional cu poziția tuturor direcțiilor, cu analize și vă prezentam dumneavoastră posibilitățile Consiliului Raional, inclusiv pe proiectul în care anterior a fost propus. Spuneți, vă rog, ce rost are ca să noi să inițiem discuții cu planul strategic, dacă noi nu vom avea bani? Spuneți, vă rog, ce avem cu planul 21, care doar astăzi, la ordine 1, îl vom continua studierea. În ce măsură noi îndeplinim cerințele legii 435, pot să citesc articolul, cum, adică tot trebuie, la măsurile alocării financiare, trebuie conform legii, dar primul și primul, stați puțin. Și ultima, și noi suntem instituții separate cu ospul. Alocăm suportul necesar, în primul rând, contribuțiilor care s-au vorbit astăzi. Este necesar, sunt proiecte. La începutul lui 15, până la 15 martie, trebuie să fie date rezultatele proiectelor în diferite alocărilor. Nu este interesant. Alocărilor. De diferite surse, de la fonduri. Fie să... Noi nu avem rezultatele de la diferite instituții care noi am apelat, la AIFA, FIS și așa mai departe. Adică până pe data acestă. Și totodată noi avem proiecte care sunt reunare, ca de astăzi să discutăm împreună la ședința ordinară. Este vorba de învățământ, demnul. Toate acestea împreună trebuie să fie examinate, nu scoase suportul financiar, tot ce s-a vorbit aici. Nu are niciun rost pe parte restul, implementarea tuturor și toate discuțiile este ea să duc pe o făgaș greșit. Nu este corect să procedează. Oricum noi venim cu dumneavoastră cu șefii fracțiunilor și suntem în mod normal, transparent, nu se face în cazul, poate face la spate, cu interes. Eu vă spun sincer, aici sunt interese care doriți. Vedeți, știți, vedeți. Acest interes. Bine, domnul Dalea și apoi domnul Drag și domnul Andreuță. Eu zic, consilierii, domnul și primarul ăsta este mai problemă. Păi? Eu vreau să adresez un mesaj majorității, în primul rând. Eu absolut subscriu la ceea ce a replicat colega de la fracțiune PD. Este foarte important să nu creiem iluzia că sunt primari favorizați și defavorizați. Toți primarii trebuie să primească suport din partea Consiliului Raional.
Trebuie stabiliti criterii, nu de partid, nu de culoare, dar criterii de muncă și de alergare. Pentru că primul hrănesc picioarele, primarul tot picioarele hrănesc. El trebuie să alerge să facă proiecte și la fiecare... Am înțeles. Și foarte important, dacă se face azi această distribuție de resurse, să nu se întârze ca la ședința imediat următoare să fie acoperite cheltuielile acolo unde era acoperită și au portat în emisie. Și în un moment, un mesaj domnului președinte. Domnul președinte a spus că urmează discutat proiectul strategic pentru 2021. Azi e data din 9 februarie. Proiectul trebuia discutat cel puțin pe 9 august 2021. Strategia se rezolvă numai la sfârșitul lunii, după două luni deja într-un an. Dar trebuia discutat peste asta în august-septembrie. Noi, stimați consilieri și onorați asistenți, noi am propus primarilor să fie prezentate informația și numai primarilor și tuturor instituțiilor să fie prezentate informația la timp. Părere de rău, astăzi două primării nu au prezentat informația. Independent de cum am privit, noi am privit toată această lucrurile. Domnul primar, eu știu că v-am văzut. Răzbăveți cu gândul. Pur și simplu vreau degradare, n-am să mergem așa. Au prioritate consilieri, discutăm subiectul, pe urmă dumneavoastră cu obiecții care le-ați. Vă rog, da. Da, da, bine. Eu și-am spus că mai intervin încă o dată ca consilier și să nu sunt convins, dar știu că o să fie că consilieri vin dată formați, să votează cum se votează, să convinge foarte greu, poți vorbești pe care așa nu convinge. Dar vreau să spun un lucru, că noi am vorbit înainte de anul și cu așteptat consilieri să vorbim cu fiecare acțiune. Și am zis, da, să elaborăm cadrul, da? Cum ați face distribuirea la banii ăștia? Țin. Dacă era mulți, nu era problemă, dar țin. Niciodată n-ați ajuns. Nu ajung și n-ați ajuns. Și atunci, dacă am convenit, trebuie să vedem împreună primarii, consilierii, dezbatem, faci și găsim o metodă care nu mai evidențează cine ar fi. Și le spun doamnele aici, noi e că ne-am bătat tot doar asta. Nicolae, spun consiliul regional, în primul rând, răspunde de sănătatea publică, învățământul, securitatea. Aici sunt trecuți în consiliu. Eu vin la trecuți primării care iau la lor. Noi, în primul rând, trebuie să gestionăm subiectul este bine. Mai departe, banii care rămân, trebuie să îi încurajăm primarii care vin cu proiect și atât banii noi. Nu se dăm așa care este un prag și așteaptă când ați fi ședință consiliului. Dar și care ne-a și atât primarii și mai dăm 200 de mii la noi. Așa că ne era un metod, da? Vreți pentru ceva tot, că se aranjează și cu primar și cu consilier și toată lumea, și bine. Dar nu ne-au auzit și vă spun că dați-o trece întrebarea asta să nu putem, e făcută pe genunchi așa, scrisă lege. Și electorală, și noi avem practică care s-a făcut în buget național. Și dar v-ați uitat acolo cum îi împărțim. Fiecare a avut al lui. O zis că socialitatea a luat, îi forciuc a lui, șoar a lui și gata și a împărțit banii. Fiți așa împărțit banii asta. Corect, care tot poți fac ceva în care eu, nu fac pentru dânsă. Corect, eu nu am înțeles tot mesajul meu. Și eu sunt perfect de acord cu dumneavoastră, dar înțelegeți că îmi pare așa ceva. Înțelegeți, foarte, foarte bine a spus că prioritar pentru noi trebuie și învățământ, sănătate, probleme sociale, care noi suntem curatori, suntem fondatori de instituții medicale, nu trebuie să dăm și mai departe. Dar nu s-a văzut în anii trecuți toate lucrurile astea care spuneți așa frumos, domnul Țăr. Da, e corect. Și ședința de azi, am numit făcută de prășie ca să schimbăm ceva în raionul Istria, gestionarea banilor și mai departe. Și primar, nu trebuie să vorbim. Domnul Țăr, mi-ați foarte bine vorbiți, ideea noi dumneavoastră, că vorbiți astăzi, și eu sunteți cu Comisiei de Finanțe, sunt primarul din parte, ce era primar de satul Mașcuț, așa și eu am făcut, poșerut un regulament de anunțarea primăriilor. Dacă ai fost atunci de privință, este în geabă, este proiect, este materialul tehnic la scris. Dacă a spus și ei scandalul astea, noi spunem, dar trebuie să-i depui. Elaborează un regulament, pentru vom plăti, ca să-i mai vieți, sati, metat, și nu are să dată. Una, două, credeți. Dar spune concret, n-ai fost la Friulini, și nu te-a fost la Domnul. Poate am primăria Friulini, dar nu am văzut până la moi. Poate la Cricen Brăionat. Poate ai închis pe funcție, până nu știi ce faci până cu canalizare și aia. Eu am luat după trebuie să 2 ani de 10. Poate unii să te iau toată aparatura și așa și nu s-a mai departe. Bine, a fost o pozitivă, dar trebuie să... Domnul Cazacu, scrie la primarul.
Proiectul doamne este în calorie, foarte duplu. Anul trecut am avut 3-4 ședințe, chemat și domnul Chicu, președintele prim-ministru Republicii Moldova. S-a examinat, este problema a Consiliului Regional, pentru acesta trebuie alocat bani. Noi am propus la bugetul pentru anul 2020, pentru proiectări trebuie schimbat proiectele. Este începutul anului 2006, deja proiectele care sunt vechi, nu au fost derulate. Dar îmi pare rău că președinții care au fost anterior, de 2007 până, 2000, până în prezent, nu și-au bătut capul ca să vină astăzi, anul 21, să-mi pun în cârcă problemele astea. Eu am încercat și voi continua ca să funcționăm inclusiv întrebarea, În afară de asta, noi am legat subiecte care vin în maternitatea, școala profesională polivalentă, care la fel sunt aruncate. Adică banii nu trebuie pentru posibilă dar la nevoie de bani ca să soluționăm acești alte structuri și să vădă de ei. Deci eu... Doamne, mă rog, eu am aici o informație despre mijloacele alocate în ultimii 4 ani. Și doamna Natalia, dumneavoastră aveți la primărie alocați 1.186.000 alocați pentru primărie în 4 ani. Eu vă spun altă informație. Primăria Onițcani are 275.000. Aici este echitate? Dumneavoastră acum știți stat și îmi spuneți mie cât și nu știu unde? Eu vă spun, a când ați fost, când ați avut posibilitate, ați dat doar la primăriile voastre. Și mă iertați. Domnul președinte, mulțumesc domnul Cazac, eu vă dăm la primar. Domnul președinte, eu vreau să fac o observație. Eu vă rog frumos, dați-i dăm regulamentul, dăm să vorbească consilierii și mai rar îți spuneți-vă părere. Asta în primul rând. Într-a doilea rând, eu am fost mai mult consilieri raionale, Eu cred că scena acolo, trebuie să aibă președintele ședinței care ales de majoritate și secretarul. Să nu faci piramide de astea. Asta e o părere. Mai departe, banii ăștia care se alocă, ei nu sunt a omului majorități, unii minorități sau președintele raionului. Banii ăștia sunt contribuția cetățenilor. Și trebuie repartizați la cetățenii înapoi. Clar, pe referite criterii, având în vedere necesitatea și așa mai departe, cazul pe care s-au numărat. Din ceea ce s-au spus azi, da, undeva poate să ne-am grăbit. Posibil ne-am grăbit. Dar eu văd că sunt interese la 70%. Ce legat de părerile colegilor noștri la PD sunt 100% de acord. Mai ales primarii. Eu mă uit că consilierii de la PD, ei nu revenesc așa tare, că să dăm sau să nu dăm. Eu n-am să nu nominalizez, dar eu am vorbit cu un consilier de la PD, care el nu zice, haide să faceți, băi, dă să facem ceva, nu numai decât. Alt coleg din majoritatea noastră, a vorbit cu altcineva, pe noi finanțele nu ne interesează. Și eu chiar am vorbit cu colegii noștri, zice, băi, dă să fidem la toate, ca să fie la toți. Dar eu vreau să spun un lucru, ca să nu vorbim mult tema asta, după ce ați vorbească primarii, sunt două variante. Ori faci o pauză 10 minute, dar asta n-a să ai câștigat primării de la PD, vă spun sincer, știți ce? Ca să faci mașină de să ujim ochii, da. Dar dacă eu pun, dacă, cum a pus domnul Cunăi, dacă în timp de 3 săptămâni sau o luni de zile, noi nu facem ședință și nu punem accentele pe primăriile care s-au acordat și atunci, într-adevăr, la PD sunt necesități mai mari, eu îmi pun mandatul, eu vă promit. Iura, vă promit la toți, primarii, și alegeți varianta. Și dacă este necesitat, spuneți la vot. Facem o pauză, nu, sau de urmă. Dar eu cred că trebuie de urmă. Și să avem în vedere, vă rog frumos. Da. Deci, luăm așa, din la umași. Că făjim, domn primar. A doua oară, dar nu știu niciodată. Da, sigur. Cineva aici a vociferat iluzii. Ce fel de iluzii, dacă ele sunt impuse în ordineții oamenilor? Asta e de facto. Dumneavoastră ați menționat că sunt iluzii că pe criterii politici. Este văzut faptul că nu se regăsește niciunul la Bidier și Răculești de la Șor. Asta nu e iluzie deja. Doamna Emilia, o să vă rog frumos, analizați, vă rog, acolo 70% merg pentru oficiu medical care
este contribuții aduse de la PNUD, de la CNAM aduse, ceea ce ține de Consiliul Raional, dar eu am adus contribuții acelea. Și trebuia Consiliul Raional, dacă avea puțin obraz și logică, unii din consilieri, luau și finalizau, că nu este a meu, este într-adevăr a spus ca oameni. Nu avem nimic. Doi, dați-vă rog, într-adevăr, dați-vă rog, într-adevăr, ca să fie, într-adevăr, ca să fie stabilit un criteriu clar de distribuire. Fiindcă așa, eu mi-aduc aminte anul trecut, toți dumneavoastră majoritatea, ați vociferat și nu numai odată, chiar cu așa, voce mai puternică, că este nevoie de un regulament, că trebuie stimulat cei care aduc finanțe, că trebuie de văzut un criteriu clar. Spuneți-vă rog, câți dintre dumneavoastră cunoașteți că destul de activ față de alte raioane, primarii de la Criuleni sunt depuse la IPA câte proiecte? Cunoașteți cineva? 10 proiecte, stimați colegi. În caz când se dau câștig, nu este vorba doar de primării PD. Sunt și de la socialiști, sunt și de la PAS. Ce facem noi atunci? Ce facem? Știți ce facem? Nimerim în lista neagră cum a nimerit cu Crușov. Și punem cruși pe raionul Criuleni. Fiindcă da, doamna Talia a menționat. Sunt 3 proiecte câștigate, deja că astăzi am primit confirmare la 1, la Izbiști. În caz că noi, este vorba de comunitatea mea, este vorba de programul Midor și este vorba de PNUD Moldova. Eu pot să le aduc, să le prezint pe toate. În caz când eu nu o să fiu capabil ca să asigur contribuția, e cu ce? Anul ăsta eu să fiu pedepsit, la anul să uită traiul. Toate primăriile, creăm un precedent. Și noi facem criterii 2. Spuneți-vă rog, ați analizat toate demersurile. Câte din ele au avut o dezbatere publică, pe anume pe problema sau aceea arzătoare în localitate? Câte dintre ele, încep spus, eu îmi finisesc gândul, câte dintre ele au un deviz elaborat conform legii și verificat? Spuneți-vă rog, câte din ele au, dumneavoastră s-a analizat și ați menționat că n-ați cunoscut SOD-ul. Atunci cum distribuiți dumneavoastră banii dacă n-ați cunoscut SOD-ul? A spus că astăzi l-am aflat. Cum? Cât doamna directora finanții, cât din SOD care a fost vociferat este la componente care nu avea voie noi ca primării să beneficiem, dar merg direct la instituții de învățământ. Aici nu întrebăm SOD. Nu merg cu primar, SOD-ul e clar. Deci nimic. Vă duc la cunoștință că este chiar foarte salutabil că este online. Votați și din care ONU să vă cunoască. Bine, mulțumim. Domnule președinte, eu vreau să mă adresez la ceea ce am spus sau să dăm și precedent. Ca să formăm, am adresat atunci către fracțiunea PPD-ului, ca dintr-o lucru de consilier, o creăm comisie, se iasă la fața locului, să vadă. Se întâmplă ceva neplăcut. Vedeți cum la noi vine situația. Dacă ești primar și mai ești consilier raional de sat, ceva e situație. Dacă ești singur, ești nevoit să te ridici în picioare. Toate că cineva l-ai promovat în puncte de consilier. Este situația, domnul președinte, a raionului, când demersurile noastre în urma vizitelor dumneavoastră au fost coordonate cu dumneavoastră și au fost puse la dumneavoastră pe masă. Mă refer la ceea ce ține de grădiniță, unde au mers și direcția de educație, doamna șefă, au văzut care este situația. Am văzut că e casă de locuit, dumneavoastră n-ați mers acolo. Și este o situație care prezintă pericol pentru copii. Tavanele este de casă, grădiniță adoptată din casă de locuit, de anii 1970. Și noi am discutat. Și ca să nu facem aici, nu știu ce, noi am depus proiectul, este depus proiectul. E altă situație la noi în raion și o trebuie să o spun și aici cum e. Dacă ești un președinte a unui OTR, sau dacă ești un președinte la ADR, ai mai mari privilegii și mergi și câștigi proiectul. În situația când, și știți cum merg toate proiectele și cum se finanțează, se ia după numărul de populație. Dacă localitatea e cu o populație de 5, 6, 7 mii de locuitori, au prioritate în fața la ei cu 1000 de locuitori. Și atunci, domnul președinte, dacă dumneavoastră ne primeați cu demersurile care venim noi la dumneavoastră, și le aducesc la toți consilierii, la cunoștință, noi nu ne întâlnim azi cu situația asta de
Clar s-a format majoritate, clar noi o cunoaștem cum merge procesul. Clar că în lista ce o să mă găsați că am primit, dar vreau să vă aduc la cunoștință că drumul de acces către Miclești și drumul de acces către Stețcani, care sunt la evidența Consiliului Raional Criuleni, au fost finanțate din banii Primăriei Comunei Miclești cu bugetul de stat. Consiliul Raional nu a contribuit nimic. Și atunci fiecare primărie are situația lui care poate să vină să demonstreze. Uite, primăria mea, unde a contribuit și primăria ce a făcut, în baza cui. Și atunci, iarăși mă întorc, eu nu vreau să critic azi pe nimic. Dar este meritul a tuturor conducătorilor și președinți raioane și primari și cei care au participat la drum Peresecina Creuleni și azi ne punem aici pe masă. Vreau ca să fie o claritate. Și vă rog frumos, convocați o comisie din cadrul consilierilor, la toate fracțiunile, lăsați să vină să vadă. Dumneavoastră n-ați mers până la urmă la grădiniță la Biclet. Sunt trei instituții care ținem 50 de copii. Și cu proiecte credem depuse pe tot locul și să iei că impactul, că e sat mic. Și cum mergem mai departe? S-am depus de mersul 300 de mii, nu a ajuns la consilier, nu a ajuns la comisii, întreb șefa direcției de finanță, da, acolo este diversul. Asta nu este, uitați-vă, lipsește cu lucrarea asta între nivelul 1 și nivelul 2. Urmă ne întâlnim aici în sală și eu încerc spus dacă cineva îmi deranjează. Mulțumesc. Domnul primar și apoi... Bună ziua, stimați consilieri. Noi venim cu o propunere din partea primarului, că să nu faci cearta asta de primar de Raionul Criuleni, să analizați mai bine țobul ăsta și să mânați astăzi problema, să scoateți pe ordine, să nu o votați. Pentru că vreau să vă spun și la toate culorile politice ca să veniți așa în sală. Ați uitat una, că aveți aceia roșu, albaștri, galbeni, verzi, vână și mai vână pe tot Raionul ăsta, toate culorile, aveți toți locuitorii la noi în sală. Avem socialiști, avem și toți. Revizuiți bine, nu așa că pe deal trebuie să primească 150.000 de lei, ați luat cea mai mică sumă, că trebuie să primească. Dar poate nu trebuie să primească deloc, de exemplu. Pașcane poate nu are un proiect, dar are, de exemplu, școala. Nu am nevoie să fie din sol. Dar aici se vede clar, s-o ales special la Partidul Democrat și doamna de la Răcurești la Partidul Șor. Pentru ce-i făcut toată treaba asta? Pe urmă, să începe, cineva vrea să ne duci pe noi, da? Eu înțeleg. Educați-ne, vreți să ne, cumva să ne traumați. Traumați Pașcane. Eu așa s-a spus clar. Din autorii proiectului așa s-a spus clar, că noi să vă punem voi la respect. Eu înțeleg că cineva a fost sunat la personal și a fost să trebuie bani. Mai nu așa este, trebuie bani. Da. Autorii proiectului de astăzi i-au sunat personal fiecare primar. Numai nu, ei ăștia 8. S-au întrebat, câți bani vă trebuiești? Mai știm o situație, că domn primar vă dă ce? S-a dat pentru plasă, care s-a făcut anul trecut lucrarea. Acum Ribijor, da, omul a sunat și a întrebat, trebuie să-ți dau Ribijor niște bani. Deci nu mai faceți chestia, nu se poate așa de făcut. Eu sunt de acord, eu nu am nevoie din sol să-mi dați pentru un proiect. Noi am clarificat singur situația, dar avem nevoie pentru școală. Ca sunt de componente. Deci trebuie de analizat situația bine. Și nu vă grăbiți că cumva să ne educați cu noi. Nu încercați ceilalți frățuri să ne educați cu noi. Suntem bine educați și o să ne clarificăm. Bine, mulțumim. Faceți cu ordine, să facem foarte de primar. Bine. Da. Noi a spus că a fost în teritoriu. Vă explic cum a fost domnul președinte în teritoriu la Jăreni. A venit cu un alai, pot sfier, da, ce pot să mai fac, consilier de unul, de rangul 1, de rangul 2, și așa dat la masă, a stat cel spune, deci nu ce mă întreabă, domnul primar, care sunt activități sau priorități în 2021. Eu am explicat proiectul carantina la școală, două fântâni la fizien, 10 km de aviaduct, drumul și așa mai departe. Domnul consilier s-a scris în carnet, când ne trezim cu poștă electronică, cu planul de acțiuni și strategie de dezvoltare a Raionului Criuleni pe 2021-2025 și plan de acțiuni pe 2021, satul Jăvreni nu era inclus nici cu un punct sau un leu pe finanțare. M-am dus la ședință, sunt martori aici care poate să-mi spună două ceasuri de vreme, domnul Ghenaide m-a căutat picior și am spus, oare e normal așa? Nici s-au replicat, că am scăpat. Oameni mari care lucrează cu nesalarii de 12.000 în Consiliul Raional Criuleni și s-o scăpat. Eu când am lucrat în direcția investiției, primeam salariul 750 de lei pe lună. 1. 2. Cum poate exista o primărie, de exemplu, ca Jăvreni, când are un soț 50.000 și probleme de 8 ani de zile, că școala nu are cantină,
că avem două fătâni artiziene, una alimentează școala, una alimentează grădiniță, care de 73 și nu sunt reparate, și turnul îi sprăvală. Și eu spun, dați-mi, domnul președinte, bani nu pentru reparația fântânilor, dați-mi bani pentru proiectul tehnic care costă, dați-mi undiță ca eu să pot prinde pești. Cum a spus domnul primar, un primar poate scrie proiecte, dacă are capacități, dacă nu, roagă o asociație și îi scrie proiecte în numele lui. Mai departe, la IPA se depun proiecte. Eu tot am putut să depun proiecte la IPA, la PNUC și tot așa mai departe. Acolo solicit fiecare proiect 20% cel puțin din contribuție. Vin la domnul președinte cu demersi din luna noiembrie când a fost ales primar. Când trebuie 100.000 pentru planul urbanistic general. Îmi trebuie încă 100.000 pentru planul urbanistic PUC-ul ASAT-ului. Noi suntem unica localitate care nu avem planul urbanistic general. Dumnealui ne-a dat 100.000 consilieri prima tranșă, a doua tranșă nu avem bani. Când s-au zis că noi avem 30 milioane care trebuie în zonă, domnul președinte, cum mai există un primar care are mașină de serviciu, eu umblu cu mașina lui tatăl meu, o să vedeți că fiecare deputată mea o casă. Eu achit să luați capul meu și salariul și vedeți cum eu achit în fiecare lună, zi, pe 250 lei și torn în bac în motorin. Și să vedeți istoria, pe an am 40-50.000 cheltuit pe motorin. Și domnul știință spune că spune mașină de serviciu cu Skoda Superb și el urc în teritoriu și au probleme locuitorilor. Nu-i corect așa, domnul știință. Cu toată stima față de dumneavoastră și tot respectul care îl aveți, sunteți în funcție. Dar, cum o zis și domnul consilier, trebuie să coagulați o majoritate, să coagulați în Consiliul Înalt și o echipă, nu o celulă acolo, o celulă acolo, o celulă în biserică investiție, o celulă în partea cealaltă, o celulă la finanță și facem administrarea bugetului raional. Un. S-a discutat cu oameni de țări punerea în funcție a două doamne. Șefa de la finanță, șefa de la direcție de coace. Oare chiar așa de greu. Sunt oameni care vor să lucreze în țara asta. Spunea salariul de 7.000 de lei și să rămână acasă prea scopchii. Nu! Noi, pe diferite criterii politici, mergem, îi schimbăm, îi punem și tot așa mai departe. La mine, primarități, angajați ăștia pensionari. 10 ani de zile când am ieșit la pensie. Cu cine lucrez eu? Eu scriu demersuri, eu mă duc în România. Am fost în deplasare acum în România să fac acord de colaborare, am cheltuit de buzunar 350 de euro. Un salariu de primar. Mă întreabă cineva, pentru ce am făcut eu așa? De atât dacă vreau să fac ceva în țara asta. Vreau să cresc copiii acasă și vreau să fac ceva în țară. Nu vreau să scop scaun și treacă 4 ani zile și plinie 8.000 de lei. Salariul și tot așa mai departe. Asta și cere de la matare, domnul președinte. Ai venit în funcție de președinte de raion, te-ai sculat, ai găsit majoritate cu tăți care s-au format Consiliul Renal și te-a pus să lucrezi. Te duci în Estonia, te duci în Arad, te duci în Brașov, te duci în altă parte și cauți bani să ajungi primar. Nu să stăm în scaun și nu faci nimic. Mulțumesc și mă spun dat.
Cum așa? Dacă am pornit, facem planul urbanizațional, dar să trebuie urmă. Dumneavoastră n-ați solicitat, la vedere respectivă. Am solicitat în luna august, data, vă spun și vă aduc și de mine. Am solicitat 20 de mii, până la 31 decembrie, trebuie să terminat planul urbanizațional general. M-am dus și m-am închinat la firma și am pus, vă rog frumos, facem contractul în două tranșe, n-am bani. Și de nu vreau să-mi dă ei. Nu președintele de bani. Uitați-vă cum sunt discuțiile noi. Acum am făcut discuții că aveți posibilitatea să folosiți dispozitele noi și decizii de șeie care sunt... Nu duceți lumea în miroare, vă rog frumos. Noi oferăm bani de fericite poziții, domnul președinte, îi oferă bani. Pe dispoziție poți da, domnul. Pe dispoziție niciodată nu o să dea, ca să le discutăm. Nu, dar nu este corect. Absolut. Pentru că duce în miroare toată Consiliul, componența Consiliului. Este o întrebare pregătită ca să fac o bombă să arunce, domnul primar. Veniți, vă rog, la discuție. Domnul primar, domnul primar, domnul primar, domnul primar, Consiliul Raional sunt două puteri. Consiliul Raional, care este legislativ și președintele interim. De ce se întâmplă scandalul ăsta? Deci că domnul președinte nu a fost capabil să facă majoritatea în Consiliu. Dar de ce? Deci că nu au avut capacități. Dar eu, domnul președinte, mă alătur la ce spune domnul Igor. Noi când la Zeicana un vânt a luat corii de arbeze de școală și de pe punctul medical, noi la școală cu părinții am organizat și am ascupat. La punctul medical am făcut un scară. Și dumneavoastră țineți banii în sol, dar agent economic care au făcut lucrările, până azi el, de dările de seamă, trebuie să ai fie pe ea, în alta, dumneavoastră special pentru că să faci niște dușmani. L-am găsit, cu chiu cu vale, am găsit să facă cu niște capici, un acoperiș. Dar v-am spus, dar nu sunteți de acord cu ceva, v-am comisii, veniți la fața locului, băi, oameni buni, s-au făcut încălcări, dar să vedem ca să scoatem la ideal, dar agent economic, n-are nicio vină, așa e că dumneavoastră nu vreți să dați bani. Dumneavoastră ne-a luat punctul medical, școala, ne-am dat acomodat. Atunci, fiți buni și capabili ca să aveți grijă de dâns. Eu am făcut DEP și comisia excepțională, cred am făcut și dinspre cu trebuie. O rămas numai de finanțat. Agent economic și aici plângi, băi, e venit, m-ai rugat și nu a rămas dușman. Bine, mulțumesc, domnul primar. Sate mare probleme, sate mai mici, tot probleme, unii mai mici și mai mari, sursele tehnaceale, nu pot corespunde la toată. Vrem stabilit niște criterii concrete, ca să fie partizați banii concret, adică dacă ținut proiecte de proiecte, dacă numărul populației, numărul populației, toți la toți îi licitare. Asta în curvelul și în vot pentru dezvoltare, pentru oamenii ca dezvolte. Dar atunci când noi vorbim, fiecare, da, nu îmi trebuie fundanță, pentru ocupare sau ocupare, posibil rău în altă. Nu, este posibilitatea, este, dar criterii zi, și atunci nu o să fii nici, eu te bate nici la un primar, și o pregheți, nu este criteriu, nu este criteriu, și doar asta s-au locat bani. Bine, 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 trebuie să facem un regulament. Da, de acord. Dar să facem un regulament special. Atunci când eu
2 ani jumătate, o localitate de 3.380 populația, cu 3 localități în comună, cu 9 instituții bugetare, în afară de 2 școli care sunt la Consiliul Local, nu primesc un leu de râs și acum mi se dă, de exemplu, 150.000 de lei, care e întâmplător, s-o găsit ultimul de mers. Deci a trebuit să fie toate de mers. Acolo am stat într-o divinare de drum care a făcut în noiembrie. Dar am încă 3 de mers, de pus în mai în trecut, 4 au fost puse. Inclusiv pentru iluminat, care e solicit, care am un proiect la iluminat. 150.000 primit, mai am eu 200.000 ale mele, puse în Consiliul de Comunitate, acum sunt puse 210.000 și așa am rugat. Să dai între 200.000, ați finisat o localitate întreagă, statul Băcher, care e cu 186 de gospodării acolo, care copiii merg în coloan place. Noi facem pe regulament. Dacă ne așezăm după asta, domnul consilier, după zilele astea, domnul știe, cu fără domnul președinte. Noi și mergem tot timpul actele astea, cam ce le trebuie noi pentru anul viitor. Pentru că este mai mult înainte, prin noiembrie. Secundă, vă rog. Dacă vedem la cine s-a implementat, noi trebuie să vedem 20 de probleme, dar fi inclus în Macalună. Dar cineva s-a implementat ceva, nu s-a implementat. Pentru că nu prea lucrăm în domeniul ăsta. Ești inclusiv aparatul președintelui. Da, vă rog, frumos, adică să ieșim din situația noastră. Domnul primar, noi acum elaborăm acest regulament, nu acum, dar în luna septembrie, octombrie, când obțineți solicitarea și de la dumneavoastră. Noi suntem la etapa finală, dar acolo se găsește alte formule, toate direcțiile noastre se spun altfel să fie acest regulament. Și noi acum găsim, să găsește o formulă paralelă, adică o formulă bună, să zic așa, un contract între primărie și Consiliul Regional. Până la urmă să ajungem la consens și atunci mă invităm pe dumneavoastră și suntem regulament. Până regulament nu trebuie să alocați bani. Bine, stimați consilieri, încheiem discuțiile. Aș fost bine ca aici să văd decizia cu numărul cutare din 2020, în februarie 2020, pentru lucrurile trebuie în februarie 2020. Dar nu ajungem atât de variantele astea. Dar pentru cea de bun să margă înainte. Deci, pentru proiectul decizii cu modificările care, deci așa, prima întrebare sună, s-a rog, excedent format de, la data de 1.3.2021, constituit din rezultatul executării bugetului raional pe anul 2020, în sumă de 30.931.090 lei și cu modificările la punctul 13, s-a luat 150.000 la primăria Drăsăcieni pentru iluminare. Și cu propunerea al domnului Cazac pentru ședința viitoare. Da. Da, sigur că asta e obligațiunea la tot. Noi în privat am vorbit despre lucrul ăsta. Bine, mulțumesc. Și cine pentru pot fi votăm. Mulțumesc. Cine este împotrivă? Șase. Cine s-a abținut? Mulțumesc. Deci, la întrebarea la subiectul șar. Deci, Pietru s-a votat 18, contra 6 și s-a obținut 6. Și nu am votat, asta e dreptului. Deci... Vă mulțumim frumos, s-a executat bugetul pe un raport. Da, foarte bravo. Sunt votat, face procedură. Bine, mulțumim.